Băieții tăi cum sunt? Ce pasiuni au? Ți se pare că vor să-ți urmeze calea? În ce-l Te-au privește moștenit? pe Bogdan, băiatul meu cel mare, care are 14 ani, el pare să cocheteze cu ideea de actorie, cel puțin la momentul ăsta al vieții lui. Nu știu, e devreme de spus, urmează perioada adolescenței, lucrurile se pot schimba. Da. Vom vedea cum, dacă va mai rămâne la această idee, dacă nu, nu. Oricum își dorește să fie un actor mult mai bun decât mine, fără doar și poate. Bineînțeles, are un exemplu, are un idol, deci tu ești idolul lui. Din punctul lui de vedere, eu nu sunt un actor, sunt așa, un cabotin. Așa zice? Nu, chiar nu. Dar pe cine îndrăgește el din lumea actoriei? Da, are numai repere internaționale. Am înțeles. Deci are aspirații mari. Este într-o zonă în care el se vede, adică el nu va fi aici, nu știu, în piese de teatru din România sau în filme din România. Nu, el deja e în Hollywood. E bine să viseze pentru că e foarte bine, să manifesteze că cine știe va lupta și va ajunge absolut unde poate tu nici nu gândești. Absolut, îi doresc din tot sufletul, îți dai seama să poată ajunge acolo unde visează. Sigur că da, asta o spun oricui vis-a-vis de atunci când părintele se gândește ce viitor va avea copilul lui. Și chiar m-au mai întrebat unii, domne, ai fi de acord ca fiul tău sau băieții tăi să facă meseria asta? Și am spus că eu n-am niciun drept să mă raportez la mine atunci când vine vorba de copiii mei. Pentru că dacă eu am avut niște neîmpliniri sau mie am avut neșansă sau n-am avut suficient talent sau n-am fost suficient de bun în anumite chestii, asta nu înseamnă că va fi la fel și cu ei. Nu știi care este șansa lui, care va fi drumul lui, asta n-ai de unde să o știi. Și atunci ai spune eu copilului meu, nu face asta pentru că, uite, eu am avut nu știu ce frustrări sau nu știu ce decepții, n-au legătură cu el. Alea sunt ale mele. Destinul lui este altul. Și atunci lasă-l să-și urmeze destinul lui. Pentru că nu știi niciodată care va fi destinul lui. Poate să fie unul fulminant, unul împlinit. Poate, se poate întâmpla să fie unul în care, da, să nu fie neapărat de succes. N-ai de unde să știi. Ai ajuns la discuții de adolescență, așa, cu băiețelul tău cel mare. Are deja o iubită, mă gândesc, care are 14 ani. Mai cunoaște și el fete pe la școală? Mai vorbește cu tine, tati, ce să fac? Eu încerc să am o relație cât se poate de apropiată cu Bogdan. Dar, cum e și firesc, să fiți orice, prieteni, orice, cumva. Da, ideea asta că eu ca părinte îmi doresc să fiu prietenul lui, el nu știu cât de tare își dorește că eu să fiu prietenul lui. Și poate că uneori e și bine așa, înțelegi? Pentru că, bun, rolul meu ca părinte este să fiu alături de el, să-l susțin în orice va face, în orice demers al lui, dar oricât aș încerca, n-am cum să fiu prietenul ăla lui, cum îmi doresc eu, de ăștia camarade. Da, are o barieră față de mine. E o barieră și o barieră firească până la urmă. E o barieră firească. Dar sigur că îmi doresc atunci când are o problemă, când are o situație reală și nu știe cum să o gestioneze. Păi cine-i vrea binele dacă nu tu și mama? Să-mi spună și cu cea mai mare, i-am explicat asta, că n-am să-l judec niciodată, indiferent, chiar dacă îmi va fi greu să accept. Pentru că suntem generații diferite. Eu văd lucrurile în... Și e normal să fie așa. Da. Nici nu mi-ar plăcea ca al meu copil să gândească cum gândesc eu. Ar fi nefiresc. Nu ar fi normal. Clar, ai o altă maturitate și o altă educație. Am o altă educație, sunt dintr-o altă generație. Dacă al meu copil ar gândi cum gândesc eu, ar fi greșit total. Nu ar fi un înțelege. Copil pierdut. Nu neapărat, nu. Ar fi pierdut pentru generația lui.